Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Aude-mă, te rog, unde ești, tu, puiul mani? De jumătate de an, Elena Diaconu din Soroca nu-și poate găsi liniștea. Într-o zi de aprilie, fiica ei, Irina, de 43 de ani, a dispărut fără urmă. Vin acasă că mama nu poate fără tine, Irina, mă. Eu îi spunem doțe, mami. Eu așa îi spunem Irunia, mami. Zeci de anunțuri și sute de kilometri parcurși în căutări nu i-au oferit femeii niciun răspuns. Fiica ei rămâne și astăzi dispărută fără urmă. Eu simt că ei este, eu știu că ei este. Și prin visuri, ei ni se arată că ei este. Vă rog frumos să ajutați-mă, eu nu pot fără de să trăi. Pe cine acuză Elena de dispariția Irinei? Ce spun despre această dispariție cei care o cunosc pe fiica Elenei? Cine ar fi văzut-o ultimul? Și ce declarații șocante va auzi mama în platoul nostru despre tot ce s-a putut întâmpla cu fiica ei? Aflați în această seară. Elena Diaconu, mama Irinei, dispărută acum jumătate de an, a venit astăzi în studioul nostru, unde crede ea că s-ar afla acum fiica ei, vom auzi imediat. Haideți să o întâmpinăm. Bună seara. Bună seara. Știu că dumneavoastră sperați și aveți încrederea că Irina, fata dumneavoastră, încă mai este în viață. Spuneți-mi, vă rog, cum credeți? Unde s-ar afla ea acum? Nu știu ce să vă răspund. Eu cred că e undeva închisă. Undeva este închisă, ori la țigani, ori la o fermă oricare, poate în prejurul orașului, că altfel ea avea să fie acasă. Ori avea să-mi sune, ori avea să-mi trimată o scrisorică. E știe sănătatea mea și e unde nu s-au dus niciodată, nu a fost că e să nu mă sune chiar de pe telefon străin. Deci aveați o relație foarte strânsă dumneavoastră cu fiică. Da. Dar cum și când ați înțeles că Irina a dispărut? Tot în seara aceea, într-o vinere, ei era acasă, noi am vorbit cu dânsa, ne-am văzut. Și eu o sunam tare des. Tare des o sunam. Trecuse câteva ore după ce n-am vorbit cu dânsa și zic că îi sun să o întreb ce mai face. Știam cu concubinul ei, cam iubește binișor să ieie și zic că eu știu, îi trează cum e el. Să o întreb. Și am sunat-o seara. Ei nu ne-a răspuns. Tot așa am sunat-o până vreo 12 de noapte, tot. Dar câteodată ea închide telefonul, el tare era gelos, el tare nu-i da voie să vorbească la telefon. Nici cu dumneavoastră? Dacă știe că cu mine asculta și dacă știe că cu mine, îi da voie. Dar dacă nu, nu-i da voie. Și e să stăruie să nu vorbească. Și zic, cred că, eu știu, o stâns telefonul. Voi vedea mâine. Și așa și mai mult nu a răspuns telefonul. Noaptea aceea eu m-am culcat, dimineața la ora 4, am visat un vis tare rău și după bătrânețele mele și zic, ceva s-a întâmplat. Ia mă duc eu să văd, e acasă, s-a acasă și scudânșe, dar noi trăim scară lângă scară. În același bloc. În același bloc. Și mă duc încolo, nu sunt acasă, nimeni nu-i, se vede că nu a dormit acasă. Nici el nu era. Nici el, nici ea, nimeni nu era. Eu am venit acasă, sunt mai departe. Tot sun, nu s-a întâmplat așa ceva, niciodată. Cred că e, poate doarme. Deci avea câteodată așa, dormea, ori nu s-a uitat la telefon că s-a descărcat. Erau așa momente. Zic, aștept eu până dinează. Și la ora 1 dinează, eu de mână am rezistat. M-am îmbrăcat și m-am dus o caut. Într-un final ați aflat că ea ar fi ajuns la spital. Da, am aflat de la o femeie care eu nu o cunosc, era cu sora mea, și am aflat că e la spital și am sunat îndată la spital și la spital mi-a spus că de jumătate de oră de când noi i-am dat drum acasă.
Era aproape de două, mă tincă. Mă, da, ieși o așteaptă, că e mușă să vie. Eu stau trei, eu stau patru, de ce îmbrăcată, mă duc într-o parte de drum, o caut, mă duc la păduri, unde strâng, nu-i nimeni, așa până la șapte seara. Dar ce v-au spus la spital? Cum a ajuns ea la ei? Mai pe urmă eu am aflat că ei era cu dânsul și au fost la o femeie, la o prietenă de-a lor. Acolo au băut ei toți împreună. Și el tot vremea pe dânsul o bătea ultimul timp. Și acolo au bătut-o. Au bătut-o și doamna și ei au chemat salvare. Au venit salvare. A bătut-o până în a trebui să vină salvarea? Da, da. Au chemat salvarea și au luat salvarea și au luat-o cu salvarea la jumătate de la două din noapte. Pe dânsul au luat-o la spital. Eu n-am știut nimic, absolut nimic, nu știam. Și atât și am știut eu. Astăzi, cu ajutorul martorilor și al poliției, vom încerca să restabilim pas cu pas traseul Irinei după ce ea ar fi părăsit spitalul. Totodată vom auzi declarații cutremurătoare de la apropiații femeii dispărute. Acum vă invit să auziți ce ne-au spus medicii de la Spitalul Raional din Soroca. Noi am discutat cu ei despre starea Irinei Pahar la momentul externării. Pacienta a fost adus de către asistenta medicală urgentă, pe data de 11 aprilie, în jurul orelor 23:30. La început, ea a fost adusă ca o persoană necunoscută, refuzată să se prezinte la internare. Pe parcurs, acum noi am aflat, medicii au aflat, cine e ea și adresa și numele și prenumele. Diagnosticul la internare, traumatismul craniu cerebral, un chis, comorbid cerebral, stare de ebrietate. I s-a acordat ajutor medical. Prin dimineață, pacienta și-a revenit, conștientă, adecvată. I s-a propus internare, dar pacienta a refuzat internare. Și la 1:30, cu extrasul la mână, pacienta a părăsit spitalul. Doamna Elena, aflăm de la medici că Irina cel puțin ar fi fost lucidă când a părăsit spitalul. Deci nu își pierduse memoria, era conștientă de faptele sale. Cum credeți de ce ea nu ar fi ajuns acasă? Eu nu știu, medicul mi-a spus că el nu vrut să spui cum o cheamă și nu vrut să spui familia și încurca. Dar doamna care a chemat salvarea mi-a spus că el tare a bătut-o în cap cu picioarele, că era încălțată. Îmi dau seama dacă a avut comoție cerebrală. Da. Și eu le spun la medici, dar poate ea nu ține minte. E poate nu a ținut minte că e tare bine, știe cum o cheamă și în ce stare nu era. E știe cum o cheamă. Dar nu credeți că ea a făcut-o intenționat ca să-l acopere pe el? Pentru că de obicei medicii, primind astfel de pacienți cu traumatisme, ei trebuie în unele cazuri să anunțe poliția. Dumneavoastră știți probabil de asta. Da, dar poliția a fost acolo la loc deodată. Dar s-a întors și s-a dus. După cuvintele doamnei, eu n-am fost acolo, eu nu știu. S-a întors poliția și s-a dus și salvarea a luat-o încolo pe dânsă. Dumneavoastră credeți că ea putea să-și piardă memoria și să nu știe unde să ajunge? El tot vremea o bătea în cap, toată vremea, de când am aflat eu. El tare, el îmi spune ei, mamă, eu repede n-am să știu cum mă cheamă pe mine, că el mă bate în cap. Tu de ce trăiești cu dânsul? Tu pentru ce trăiești cu dânsul? Eu mă tem de dânsul. Eu am avut înscriere în telefon, eu am spus. Eu am avut înscriere în telefon, dar așa s-a întâmplat, parcă nu știu cum s-a întâmplat. De cât timp erau împreună, doamna Elena, ei? Pe 2 ani, aproape 2 ani, aproape. Deci nu foarte mult a durat relația lor. Da. Să auzim cine ați povestit despre viața Irinei alături de concubinul ei. Atenție la ecran. Elena Diaconu povestește că în ultimii 2 ani fiica ei nu a avut o viață liniștită. Conflictele iscate la beție se încheiau cu pumni grei luați de Irina. Concubinul ei era violent, spune mama femeii dispărute. El tot vremea o bătea pe dânsa. De când a început ei trăi, e cinstie. Elena locuia în același bloc cu fiica ei și putea interveni repede în caz de nevoie. Acum jumătate de an, una din crizele de furie a concubinului Irinei le-au speriat pe ambele. Când am intrat în cameră, este culcat pe pat, dar el cu cuțetul la dânsa aici. Dar el, nicio, mă prostă șutim, mă prostă igraim. Mama femeii povestește că din acea zi ea nu mai putea tolera violența bărbatului, însă Irina de fiecare dată îi găsea o scuză. După ce îi zic, nu trăi cu dânsul, nu trăi, alungă-l, nu eu mă tem de dânsul. Tot vremea îmi spune, mama, eu sunt mare, eu n-am 16 ani, eu să mă lămuresc cu viața mea. Ce vreau să vă spun, mămâni? În primul rând, noi
împărțim durerea dumneavoastră. Inima de mamă și lacrima de mamă este cea mai amară de pe pământ. Aici e, trebuie de căutat cum cubinul, unde el e plecat. Este, da? Și căutăm noi pe dânsă. Pe dânsul trebuie de căutat. El fuge. Nu a putut nici amuzat. Ei, da, da, și este. E în fân? Nu. Trebuie căutat și de pus acolo cătușele, frumușel, și mai stă așa. Poliția n-are dreptul să-i pui cătușele. N-are dreptul, da? N-are dreptul. Așa mi s-a răspuns mie. Omul nu-i, poliția stă și așteaptă, da? Ei au spus că noi nu avem dreptul să-l închidem. Ei, ha. Noi avem dreptul numai să vorbim cu dânsul. Nu că nu au dreptul, dar nu, probabil nu au motive, doamna Elena, da? Asta au vrut să vă zic. Nu motive ele au, că el și pe mine m-a bătut. Și poliția știe de asta. Eu am luat cererea că pe dânsul l-a acoperit un bărbat care lucra acolo. A fost înainte. De ce ați retras cererea? E că el m-a sunat și m-a rugat că eu am să vorbesc cu dânsul. Eu sunt bună să... la inimă și zic că eu vă promit că el mai mult n-a spui degetul pe dânsa. Eu vă promit. Uh-huh. Și eu l-am crezut. Dar Irina s-a plâns vreodată la poliție pe el? Nu, eu nu vreau să scrie. E tare de dânsul să teme. Eu am avut înscriere în telefon, dar vă spun că așa s-a întâmplat, că s-a pierdut înscriere. Este. Dar e tare de dânsul să teme. Mama, el pe mine nici cu drumul ăsta mă ușidă. Eu mă tem de dânsul. Eu n-am să scriu cererile pe dânsul niciodată. Cum s-a întâmplat că fiica dumneavoastră a devenit consumatoare de alcool? Asta în perioada când era cu... trăia împreună cu concubinul sau înainte de? Eu acum vă lămuresc. Fata mea s-a căsătorit la 20 de ani. La 24 a rămas vădană. Pe soțul ei l-a ucis tot un prieten în mijlocul drumului, Ziua Zamari. Și el a murit pe pat lângă dânsa, în spital. Eu am avut tare mare depresie în momentul ceala. A rămas singur cu băițelul și soțul lângă dânsa mort. Și e tare s-a stresat atunci. E avea atunci niște remușcări așa. E așa strigat că eu din alt apartament o auzim și alergam la dânsa. Au avut o depresie tare mare. Mai pe urmă am liniștit-o. A intrat la lucru, că atunci nu lucra, era cu băițelul acasă. A intrat la lucru, a lucrat, a fost tot normal, până a murit tăticul, iubit. Și el s-a adus aminte de tătea este, tăi din nou. A început așa a tremura, a început a, nu știu ce era cu dânsa, iar tăt s-a întors, tăt amintirile tătea este, s-a întors iar toate la dânsa. Și după ce s-a întâlnit, ea ca acolo, a este. Copilul locuia cu ei? Este băietul mare. Dar în seara respectivă era cu ei acasă? El era plecat. Da, câți ani are băiatul? 22. A, deci el nu mai trăia cu mama? Nu, el era plecat după, în Europa era atunci. În el la munci plecat. Da. Și el a fost amu acasă, a fost cu băieții, cu prietenii, a fost prin poliție, a fost... Acum a participat la căutările mamei când a dispărut Irina, da? Ei aveau o relație bună, o iubea pe mama lui, da? Deci aveau o relație strânsă. Ei au trăit amândoi împreună, că eu eram când vinem, când nu vinem, dar ei erau împreună amândoi. Și... Doamna Elena, concubinul, el este prin Nosoroca, îți, prin drumuri, merge? Da. Și nimeni nu-l întreabă, dar unde e? Dar el nu a fost la mata să o caute și el împreună cu dumneavoastră. Nu, el nu a fost la mine niciodată. Eu l-am chemat odată și i-am dat un pachet mare cu hainele lui, să nu le văd. Eu l-am chemat și i-am spus, măi băiete, eu nu știu, eu o caut, eu nu știu unde e. E din cauza ta, a dispărut. E din cauza ta, tu ai bătut-o, din cauza ta, du-te și o caută. Nu. Tare mult timp până poliția pe dânsul a găsit prima dată, de atât că eu mă ducem acolo unde știem că ei trăiesc și punem semn la portiță. Ca o femeie în vârstă de mult. Și le spunem la poliție, el trăiește aici. Nu, poliția spune că nu e acolo el. Doamne, noi singură să-l găsim bine, treceau săptămânile. Mai pe urmă, într-o zi, eu am sunat la 112 și le-am spus la poliție, oameni buni, faceți ceva, el este, el se plimbă, fata mea nu-i de mult de 2-3 săptămâni. De acolo s-a sunat la noi la poliție și poliția noastră a făcut, cum vorbesc ei, ablavă și l-a găsit. Acolo unde am spus eu, în casa și ea. M-a interogat, el a spus că nu știe unde e. Și noi în această seară îl vom auzi pe Fiodor, așa îl cheamă pe concubinul Irinei.
Dar mai întâi să vorbim cu altcineva. În această seară vorbim despre dispariția Irinei Pahar, de 43 de ani, din Soroca. În luna aprilie, ea a ajuns la spital cu o comoție cerebrală după ce concubinul său ar fi luat-o la pumn. La o zi după asta, femeia refuză spitalizarea recomandată de medici și dispare fără veste. Timp de jumătate de an, mama ei o caută cu disperare. Acum în platoul nostru va intra o prietenă apropiată a Irinei. Rodica Muntean este de părere că amicei sale i s-ar fi întâmplat ceva cu adevărat rău și se teme că nu își va mai vedea prietena în viață. Haideți să o auzim. Rodica, te rog să vii la noi. Bună seara. Bună seara, Rodica. Spune-ne, te rog, e grea întrebarea aceasta, dar totuși, de ce tu crezi că Irina nu ar mai fi în viață? Fiindcă trăit cu un om care e foarte rău. Prin ce ar fi fost rău? Prin ce? Că el a trăit la noi. Un timp oarecare el a trăit la noi. Vă era prieten sau de ce a trăit la voi? Da, prieten cu soț. Și tu ai putut să-l cunoști mai bine? Da. Dar ca să deschizi parantezele, ce înseamnă un om foarte rău? O sărit și la noi cu cuțătul. El purta întotdeauna cuțătul în buzunare. Și noi nu putem ca să-l scotem din casă, ca să iasă de acolo, să ducă. Vă temeați chiar de el? Foarte tare. Dar el cum s-au cunoscut, Irina, cu Fiodor? Eu nu știu cum s-au cunoscut ei, dar când i-am văzut, i-am văzut împreună de acum. Și ce i-ai spus Irinei când i-ai văzut? Ai încercat să o atenționezi că, uite, îl cunosc și nu chiar este o partidă bună? Da. Era îndrăgostită de el? Da. Pentru că mai devreme mama ei spune că în ultimul timp Irina se temea de el. Da. Crezi că el putea să ia viața Irinei? Într-un fel și da, dar într-un fel nu știu. Tu zici că ea nu mai este în viață. Păi cine i-a luat viața? O revnuia tare. Era foarte gelos? Da. De asta și o bătea? Da. Chiar am fost și eu la o bătaie sau două, când mă bătea. Bănuiesc că nu se rezuma la o palmă. Era chiar bătaie. Bătaie foarte gravă. Până când și cuțătul e pus în gât. Păi și ea de ce nu plecase de la el? De ce nu l-a părăsit? Tu ca prietenă probabil l-ai întrebat-o. Da, și frică era, da, mi-a spus odată că mi-e frică că el mi-a spus ca să mă uședă. Deci era conștientă ce risc o paște alături de Fiodor. Da. Te rog să ne spui dacă crezi că ar mai fi cineva implicat în dispariția sau chiar moartea Irinei. Da, este vecina. Ala. Vecina ta, vecina Irinei? Vecina mea, da. Vecina ta? Te rog să ne spui de ce. Fiindcă ei s-au iubit cu Fedea. Ala cu Fedea s-au iubit. Este fosta iubită a lui Fiodor, după care a venit Irina. Așa, și? Da, e întotdeauna vine la mine la gard și spune că eu am ușis-o și am făcut cotlete. Era groază. Poate a fost care... o glumă proastă din gura ei. Dar întotdeauna așa spunea, nu? Cu glumea asta, nu? Sau... Nu, într-adevăr, așa ceva spune. Deci venea la tine și se lăuda că ar fi ucis un om și a făcut pârjoale din el? Da. Dar cu ce ocazie venea la tine? Era urât. Eu zic, ce tăta vii la gar și îmi spune că ai făcut cotlete de un om? Eu mi-e fric să trăiesc așa cu tine alături. Nu te tem pe tine, n-a stiușit. A, eta женщина, которая говорила, да, что она ее убила, якобы, она состоит на учете где-нибудь у психиатра? Да. То есть, ну, уже у нас как минимум повод не воспринимать всерьез ее слова. Поэтому да, придерживается версии, что ее убили, она не живая, только со слов, так скажем, человека, который стоит на учете у психиатра, это тоже не основание для обвинений. Doamna Elena, dumneavoastră ce știți despre Ala? Despre această vecină a Rodică? Eu prima dată când am văzut-o pe dânsă, eu n-am și spus că e nebună. N-am și spus. Eu am fost cu dânsă atât în pădure și am căutat-o pe Ira. Și am fost până la spital, până în deal, și apoi am venit iar înapoi. Eu n-am simțit că e... spune și noi drepturi. Nu știu, tot normal, o femeie ca o femeie.
a doua zi, a treia zi, noi tot împreună am fost. Tot mă ducem la dânsa, ala poate a venit la tine, ala poate adem unde tot mai știi. Ia că eu am ușul sunt pe pădurar. Pădurarul precis că știe. Eu am ușul sunt pe Maria. E în telefon, n-are numele. Elena, Rodica, Maria, e n-are, ea are numai cifre. Și e numai pe cifre, o pasat, aici stai lui pădurarul, aici stă numărul Mariei. Deci are o memorie impecabilă. Da, da, da. Așa, și, deci, el... și nu ziceți nici după comportamentul femeii, nu. Dar v-a zis și dumneavoastră da, că a făcut pârjoale din Irina. Nu ne-a spus, nici nu a spus că eu am ușit, eu am bătut-o pe dânsa așa de tare și am suit-o în mașină cu băieții ei. Am chemat băieții ei și au luat-o în mașină și tu mai mult pe dânsa niciodată n-ai s-o vieți. Eu că nici așa ne-a spus. Dar de pârjoale eu am citit în care ne-a trimis poliția, procuratura scrisoare. Deci ea aceleași declarații le-a făcut și la poliție. Da. Că am omorât-o și am făcut pârjoale da. Din Irina. Da. Dar haideți să vedem ce ne-a mai povestit Rodica despre asta. Atenție la ecran. Ira s-a reîntors înapoi, cum i-a tras cu... E mândoi, i-a început o abate pe dânsa. Ea s-a reîntors înapoi și atunci s-a început bătaia. Eu zic că i-a tras cu ștoriu în cap și a dat-o în beși. Și când s-a dus la dânsa, ea era moartă. Era mâncat și am tăiet-o și am făcut cotlete. Am făcut cotlete și am mâncat. Și câine am hrănit. E vine la mine la gard și spune chiar că eu îngropat-o în grădină. O jisază pe dânsa că vrem un stacan de gen, că doarme lângă dânsa. E chiar așa și-a zis că eu noaptea asta am dormit cu Ira. Să vă spun sincer, eu cred că e moartă. Mi-e frică să trăiesc aici. Din cele declarate, mie îmi pare că așa e o poveste de șocantă, încât este greu de conceput. Pentru că eu bănuiesc că femeia respectivă are o tulburare mentală. Poate fi acesta delir, ceea ce spune ea, dar poate fi și un sâmbure de adevăr. Ideea este că organele de drept trebuiau să caute pe urme fierbinți și să verifice orice ipoteză, pentru că ea vorbește despre o realitate care poate fi distorsionată, dar poate fi una destul de... Deci un grăunte de adevăr putea exact, să fie. Exact, poate fi într-adevăr. Și atunci este vorba de o tergiversare a căutărilor, pentru că probabil, dacă se căuta această femeie pe urme fierbinți, nu era atât de poveste respectivă împresurată așa cu diferite taine și cu diferite lucruri care par la prima vedere inexplicabile. Dacă e delir, este posibil de făcut o expertiză, de aplicat anumite instrumente de măsurare, de văzut dacă ea este în... Deci gândește în conformitate cu realitatea sau este ruptă de aceasta. Eu cred că pur și simplu nu s-a lucrat la acest caz. Colegii mei au reușit să discute cu Ala Levizor, femeia care ar fi făcut declarații halucinante despre dispariția Irinei. Să vedem ce ne-a spus nouă această femeie. Atenție la ecran. Томас, как его зовут? Копи. Я, когда около, да, когда я мать его полиция, Салваря, ей я раздёс. Я лас, я посадил. Скрывает полиция, я язык, ей марта. Да, полиция, он мне сказал, что это такая марта, что сам куда-то. Да, он дерат, он сейчас фьёдя. O fuzet. De o grăzăt, mă o grăzăt. Ce vă zis? Ca să mă uședă. Cum credeți? Unde este? Ce s-a întâmplat cu Irin? După spusul care am auzit, a zis că ea e moartă. Ea nu-i. Și mai departe nu știu nică. Și el ne-a spus că pe Irin au găsit-o. Credeți că el a murit-o? Care zice că e la Rodom în deal. În fântâna și ea scoasă. A zvălit-o. E ceva, eu prima dată când m-am dus, tot m-am mirat. Eu am socotit-o pe dânsa de normală, dar când m-am dus prima dată, era Salvarea la poartă. Dar ei m-au sunat pe mine să vin, să-mi spui ceva de Ira. Și eu am venit într-un suflet, dar era Salvarea la poartă, dar eu zic, la cine ați venit? La Ala. Dar pentru ce ați venit la Ala? Că i-am sunat, tot e normal. Dar Salvarea îmi spune că, da, ei ne sună pe noi în fiecare 10 minute. Că bau doare acolo, bau doare acolo
Și noi venim, că nu avem dreptul să nu venim. Noi am reușit să discutăm și cu Feodor Popescu, concubinul femeii dispărute, care a acceptat inițial să vină astăzi în platoul nostru, dar ulterior s-a răzgândit. Totuși, aveam înregistrat o scurtă convorbire telefonică cu el, pe care vă invit să o ascultați acum. Atenție! Вспомни, пожалуйста, тот последний вечер, когда вы были у Аллы. Что там произошло? Ну, вы выпили, что-то тебе сказали. Как? Ну, поругались, и я ее ударил, и потом ушел, потому что Алла взяла, позвонила в милицию, и с милиции уже приехала скорая. Там, блин, пошел, потому что были выпившие. И она, и я. И поругались, и получилось такое недоразумение. Потому что она не раз бывало, что получала от меня пару дубаков, но не до такого. Но она что-то мне тогда вытащила и получила хорошо. Когда она вот не выпивала, все нормально было. Она немножко выпит, все. С мамой опять ругонка. Мама у нее, короче, забирала паспорта, все такое, короче. Она без документов. Куда она могла уехать? Ее никуда не могли. Ну, где-то есть, только я не знаю точно, где она. Мне как сказали, что ее видели здесь на тройке, села какую-то машину в какой-то блондинкой, взяла бутылку пива и тоже с денежкой. Я бы сам поехал в те атаки, блин, по рыску. У меня сейчас денежка тяжеловато, потому что жду, чтобы мне прислали. Если бы пришли, вот быстро поеду и найду. По-любому, как-то надыбу там между этих цыганами. Я ему не верю. То есть, смотрите, здесь какой момент? Ну, я ее бил, а вот тут я ее, не знаю, чуть-чуть больше бил, чуть-чуть меньше бил. Еще включая, допустим, сюда подключая ту же бывшую, да, его девушку, то есть к этому моменту. Я не знаю, может быть, они по пьянке там все троем передрались. Он, может быть, говорит так, как есть. Я ее избил, испугался, что вызвали полицию, скорую, ушел. Может быть, они вместе это сделали. Может быть такое, то есть он говорит, ты уходи отсюда, потому что на тебя это все свалят. Все, и она осталась, она могла, и будучи то, что Ирина могла быть в бессознательном состоянии, она могла этого не знать. И эта девушка также могла продолжить эти избиения. Уйшит дим педури пью парти, умер с педамбы, что он трат ярым педури, что соду смайди парти. Так как вас дать сяма, к, уйте, поте фи ануме, а чёста персона каутат? Пентру к, е, фост даты, что фотографии яра... Декларации ли ултмулы барбат, кяр фачил умины мулты, ситуация даты? Вероятно, что он ей сказал, что ей нужно спрятаться на какое-то время. Как спрятаться, где спрятаться? Și când ați înțeles că Irina a dispărut? Trecus câteva ore după ce n-am vorbit cu dânsa și zic că îi sun să o întreb ce mai face. E nu ne-a răspuns. Tot așa am sunat-o până vreo 12 de noapte, tot dimineața la ora 4. Am visat un vis tare rău și după bătrânețele mele și zic ceva s-a întâmplat. Ia mă duc eu să văd. Și mă duc încolo. Nu sunt casă, nimeni nu-i. Se vede că nu a dormit acasă. Nici el nu era? Nici el, nici ea, nimeni nu era. Într-un final ați aflat că ea ar fi ajuns la spital. Da. Mai pe urmă eu am aflat că ea era cu dânsul și au fost la o femeie, la o prietenă de-a lor. Acolo au băut ei toți împreună. Și el tot vremea pe dânsa o bătea ultimul timp. Și acolo au bătut-o și doamna și ei au chemat salvare. Cum credeți, de ce ea nu ar fi ajuns acasă? Eu nu știu, medicul mi-a spus că el nu a vrut să spui cum o cheamă și... Da, doamna care a chemat salvare mi-a spus că el tare a bătut-o în cap cu picioarele, că era încălțată... Că îmi dau seama dacă a avut comoție cerebrală. Da. Dumneavoastră credeți că ea putea să-și pierdă memoria și să... Da. Să nu știe unde să ajunge. El tot vremea o bătea în cap. El îmi spune mie, mamă, eu repede n-am să știu cum mă cheamă pe mine, că el mă bate în cap. Doamna Elena, dumneavoastră ce știți despre Ala? Despre această vecină? Cine mi-a spus că eu am bătut-o pe dânsă așa de tare și am suit-o în mașină cu băieții ei. Am chemat băieții ei și au luat-o în mașină și tu mai mult pe dânsă niciodată n-ai să o vieți.
Vă reamintesc că în această seară vorbim despre dispariția misterioasă a Irinei Pahari din Soroca. De mai bine de jumătate de an, mama acesteia o caută cu disperare. După ce Irina ar fi fost bătută de concubinul său, a ajuns la spital, de unde a fost externată a doua zi. Ea nu a mai dat nicio veste. Rodica, prietena femeii dispărute, crede că ea a fost omorâtă, iar ucigașii ar fi vecina sa și concubinul Irinei. Aceștia din urmă neagă acuzațiile, dar au refuzat să vină astăzi la noi în platou. Iar acum o să-l invit aici pe Mihail Cazac. Bărbatul afirmă că ar fi văzut-o pe fiica Elenei chiar la câteva zile după ce ea a fost dată în căutare. Să-l întâmpinăm. Noi vă mulțumim că ați venit astăzi la noi aici să ne spuneți ce cunoașteți. Domnule Mihail, când ați văzut-o dumneavoastră pe femeia care a fost dată dispărută, pe Irina? Așa a fost cazul că eu trăiesc pe malul lacului, acolo și... Ce lac? Nu se numește în orașul Soroca, e lacul Ivancinca. Așa. Așa e unicul lac în orașul Soroca. Cred că localnicii cu toții știu. Și în preajma pădurii. Și când, într-o bună zi, după ce a fost dată că e dispărută persoana, undeva la vreo 3 zile, la vreo 4 zile, au fost căutări, au umblat și poliția și întrebau. Sara pe la Vorli 5-6 era în luna lui aprilie. Și venind cu animale din pădure spre casă, pe damba iazului, a ieșit persoana, eu presupun că e ea, dar să spun 100% nu pot, undeva la 80% că asta era ea. A ieșit cu... Dar cum v-ați dat seama că, uite, poate fi anume această persoană căutată? Pentru că ea a fost dată și fotografie, era văzusem înainte. Fotografia că era... I-ați văzut poza? Afișat, da, era fotografie afișată pe... că este în căutare. S-a anunțat și cu ce era îmbrăcată femeia? Înainte da, să o vedeți? Da, era anunțat că era în geacă de... De blugi? Bluz de jeans. Așa. Da. Și eu am tras atenția la ea că eu ieși de o parte cu o parte bărbătească, așa, înalt, sub serie. Și el a mers mai înainte, dar eu nu știu de ce s-a oprit, nu ca să discute cu mine sau ceva. A mers mai în urmă lui undeva la vreo 2-3 pași. Și mergând pe lângă mine, el s-a salutat cu mine. Eu i-am răspuns la salutul ei și eu mers mai departe. Dar pe mine m-a indignat înfățișarea pentru că se vede cum o reprezentat-o pe dânsa cine este persoana și m-am uitat, zic că ceva seamănă cu e mai mult decât este. Și m-am uitat de urmă unde se deplasează ei. O ieșit din pădure pe o parte, o mers pe dambă și o intrat iar în pădure și s-o dus mai departe. Asta unica ce am văzut eu și... Domnule Mihail, dacă vă amintiți, cum arăta femeia? În sens că era, nu avea vânătăi pe față, era bătută, cum murdară sau curată. Ceva e nu chiar simpatic așa era, ceva avea. Avea era... niște urme da, pe față. Puțin așa într-o parte, am observat, dar tare n-am tras atenția pentru că nu aveam eu intenție. Ce... Era îngrijită, erau ca lumea îmbrăcămintea ei? Sau? N-ar spune chiar așa. Mai puțin, probabil, că așa... În ce stare ar fi fost femeia? Dacă poate ați observat, era în stare de ebrietate sau trează? N-ar spune. În timpul cealaltă n-ar spune că... Poate dacă s-a avut ceva, dar n-am observat eu ca ei să fie în stare de ebrietate. Dar de unde știți că era anume cu acel bărbat, dacă ziceți că el mergea în față? Se vedea cumva că au relație, că sunt păi împreună? Ei au ieșit ambii împreună și o mers pe urmă, după ce s-a salutat cu mine, l-a ajuns pe el din urmă și iar o mers împreună în doi. Dacă l-ați mai vedea pe acest bărbat, l-ați recunoaște? La față nu, dar înfățișarea lui l-ar cunoaște. Puteți să ne-l descrieți, vă rog. Așa, cam ca mine, puțin poate mai înalt, subțire, slăbuț.
tot în geacă de jeans era îmbrăcat. Tânăr? Așa, la vreo 35-40 de ani, nu mai mult. Mai tânăr decât femeia? Da. Arăta mai bine? Cam la nivel. Era el, poate, beat sau în stare de ebrietate? Ca să fie, să-l observ că e beat, el trebuie să margă. N-am observat așa. Merge încet ușor, dar se vede că ceva îi comunicau împreună. Doamna Elena, nu cumva l-ați recunoscut pe Fiodor din această descriere sau nu pare a fi el? Poate să fie, el tot are o scurt așa. Dar jos. E înalt, slăbuț? El e sau nu? O leacă puțin mai înalt ca dânsa. Slăbuț, are 34 de ani. Putea fi Fiodor, iată, din descrierea domnului Mihail? Da. Putea fi Fiodor? Putea să fie concubină. Și are și o geacă de blugi. Da. Domnule Mihail, vreau să vă întreb dacă după ce ați văzut-o pe femeie, ați anunțat despre asta poliția? Imediat. Atunci și am imediat. Ne-a răspuns sectorul, polițistul de sector, tot atunci, pentru că eu am sunat la 112, mi-a răspuns pe urmă, probabil că o transmis lui și m-a întrebat. Am descris ce am văzut. A doua zi. Au venit și ne-au luat lămuriri de la mine polițistul. Da, și pe urmă am mai văzut că a umblat poliția pe malul lacului și întreba, căuta. Deci ei au continuat căutările. Da. Și de atunci dumneavoastră n-ați mai văzut nicio persoană care se semene cu femeia căutată. Nu. Atunci a fost episodul. Deplasați la Soroca, colegii mei au discutat cu mai mulți localnici pentru a putea restabili posibilul traseu pe care l-ar fi avut Irina după ce a părăsit spitalul. Noi am găsit și alți martori care afirmă că ar fi văzut-o pe Irina la câteva zile de la dispariție. Atenție la ecran. Dacă a mers pe jos de la spital până acasă, Irina trebuia să ocolească o fâșie forestieră, doar că localnicii deseori o iau direct prin pădure. Astfel, oamenii legii au decis verificarea acestei zone. Deci au fost efectuate verificări în pădurea care se află între cartierele Bujărăuca și regiunea Hidroimpreg, casele abandonate din itinerariul dat. De asemenea, au fost verificată grădina, fântâna și canalizarea din ograda prietenii sale, acolo unde ei ar fi consumat băuturi alcoolice cu o zi înainte de dispariția femeii. Poliția ne-a comunicat că și concubinul femeii ar fi fost audiat. Asta pentru că o zi înainte de dispariție, bărbatul ar fi amenințat-o pe femeie. Astfel, oamenii legii au decis testarea la poligraf a lui Fiodor. Ulterior, conform avizului de testare poligraf, s-a constatat că concubinul femeii, la întrebările adresate, a răspuns sincer și careva tangență cu dispariția ei nu ar avea. Ulterior, un martor a anunțat poliția că cineva asemănător femeii căutate a fost văzut în preajma lacului Ivancea din Soroca. Se întâmpla exact la a doua zi de la dispariția Irinei Pahari. Am văzut că șede o femeie și doi bărbați acolo. Dumneavoastră ați văzut tot în geacă de... Da. Vezi, îi spun tot în geacă de asta de jeans de asta era. Și vă spun, era o femeie... Dar ce pantaloni avea? Negri. Precis știu. Poliția anunță că în urma acestei sesizări a fost luată decizia de a verifica lacul. La data de 4 noiembrie, un echipaj de scafandre au efectuat lucrări de scafandrerie în iazul Ivancenco, din satul Soroca, unde au cercetat iazul. În cea de-a patra zi de căutări, un vânzător al unui magazin din apropierea cetății Soroca anunță că ar fi recunoscut-o pe Irina Pahar printre cumpărătorii săi. Mama ei работала вместе с моей женой в садике. Они знакомы хорошо давно, много лет назад. Мы находились с женой в магазине, наш магазин. Она зашла в магазин, девушка, взяла батон хлеба. Встала, посмотрела на нас, она мне говорит, дядя Юра, здрасте, тетя Неля, здрасте. Если бы что-то с ней было, что-то это вот, она бы, может, сказала бы, или обратилась бы, или помогите, или еще что-нибудь. Ничего, обычно, зашел покупатель, взял, повернулся, ушел. Oamenii legii au verificat și alte versiuni, inclusiv cele potrivit cărora Irina se putea refugia la vreo mănăstire sau s-a angajat la una din fermele din nordul țării. Însă nici acestea nu au adus vreun rezultat. Astfel, la momentul actual, locul aflării Irinei Pahari rămâne deocamdată necunoscut. Acestea sunt toate fărmiturile pe care le-am căutat și am putut să descoperim noi.
Acolo se rupe firul acestei povești, n-am mai putut găsi altceva. Da, declarațiile ultimului bărbat chiar face lumină multe în situația dată, deoarece el o cunoștea personal și încă a vorbit, a spus bună seara, adică... I-a spus pe nume și soție și lui? Este convingător faptul că ea este în viață. Poate multe se întâmple, poate multe să fie. Eu aș vrea să cred și mi-aș imagina că s-a dus cu totul să nu mai vadă inclusiv pe concubinul ei. Dar să o lăsă pe mama în disperare, puțin probabil. Eu vreau să vă spun că eu cred, uite, sufletește, cred că e în viață. Și o să întoarcă acasă. Așteptați-o. Ce ați putea sugera mamei? Poate mai poate face ceva, dar mie mi se pare că a făcut tot posibil, doamna Elena. Dar nu cred că mama ar mai putea face ceva. Cred că aici organele de drept ar putea intensifica căutarea. Acolo sunt metode mai speciale de căutare. Și ar putea fi găsit. Dar nu putem cu siguranță spune că poliția nu a făcut nimic. Ați văzut totuși. S-au făcut și scufundări și atâtea căutări. Tot credeam că nu s-a făcut nimic, dar din secvențele care le-ați arătat, este vizibil că poliția a făcut foarte mult. Vă spun, sunt metode speciale anume la căutare. Și aici știu specialiștii, acei care au absolvit facultatea de poliție și anume prin metodele de căutare. Aici sunt metode speciale, tactici și tehnici a căutării persoanelor dispărute. Haideți să-l întrebăm pe Roman, pentru că el are această experiență. Roman, как вы думаете, из вашего опыта, каковы шансы, что Ирина жива и невредима? И можно ли ее еще найти после 6 месяцев поиска? Ну, смотрите, здесь как бы можно кого-то обвинять, кого-то хвалить, кто-то делает работу, кто-то не делает работу. Здесь задача объединить возможные усилия, да, вот как коллега сказал, есть эксперты, которые специализируются на этом, которые знают, что делать. Вопрос в том, что очень много времени потеряно, то есть уже прошло полгода. К нам, допустим, вот Елена обратилась спустя всего 3 месяца, то есть это очень большой срок. То есть за 3 месяца уже даже камеры, да, запись какая-то, она столько не хранится, то есть ну, максимум там, месяц хранят эти записи. То есть можно было как-то по-другому это все сделать. У меня, допустим, мнение, что если видели похожего человека, возможно, у Ирины была или частичная потеря памяти, или, может быть, ее, так скажем, сожитель попросил молчать, потому что ну, ты понимаешь, а ты меня любишь, или она боялась его, или реально его любила очень сильно, и она пошла у него на поводу. То есть я вот, для меня такая версия сейчас – вероятно, что он ей сказал, что ей нужно спрятаться на какое-то время. Как спрятаться, где спрятаться, каким образом, куда она потом попала, это опять же, здесь нужно разбираться, здесь нашими усилиями, да, вот мы, команда волонтеров, нашими усилиями, у нас нет таких возможностей, таких допусков. Здесь должны работать конкретные специалисты с определенными допусками, да, то есть с разрешением. А вы где искали? Мы не искали ее, я еще раз говорю, мы к нам обратились через 3 месяца, вот. Для нас это очень давний поиск считается. То есть мы, для нас приоритет самые крайние поиски. Да? Вот день, два, три, неделя. То есть и мы сразу реагируем. А что говорить, вот, допустим, в этой ситуации. Здесь у нас получилось просто, мы были по пути. То есть были в Сорогах. И провели свое какое-то расследование так, мимолетно. То есть на тот период мы только что выяснили, то есть из... Вот некоторые моменты, которые здесь были озвучены. Есть что-то, чего мы, может быть, не знаем или упустили? В тот период именно по Сорокам ходила женщина с мужчиной и набирали работников на ферму. Это я точно знаю. То есть как раз в этот промежуток времени. Опять же, это показания людей, я эту информацию не могу, то есть достоверно дать. То есть, а касаемо, допустим, этих ситуаций, я тоже, мне кажется, что, скорее всего, она где-то находится, живая, здоровая, но, может быть, и удерживает ее силой.
А если есть такой момент, что частичная потеря памяти, она, может быть, поэтому и не может связаться с родными. Я не могу как бы более детально рассказывать, но у нас есть конкретные случаи в нашей практике, да, волонтерской, когда сталкивались с теми, кто был похищен, и удалось сбежать из ферм. То есть это, я рассказываю вам из нашей практики, было такое. Поэтому, да, то есть здесь должны работать специалисты, здесь должна подключиться конкретно полиция узкого профиля, а ну, для остальных, там, для девушек, для женщин, хочу дать рекомендацию. Бьет – это не значит любит. Бьет – это 201 статья Уголовного кодекса. Вот. Поэтому не путайте эти вещи. В принципе, будем надеяться, что все разрешится. Но, опять же, говорю, без вмешательства, так скажем, узкого профиля специалистов здесь не решить. Мы готовы, если объединить усилия, да, мы не сотрудничаем официально с полицией, да, но мы готовы, готовы совместно с полицией какую-то часть работы выполнить, с ними помочь, принять участие в этом обязательно. Спасибо, Роман, за это обещание вам. Давайте послушаем. Да, я вам доресc foarte mult, ca doamna Elena să-și găsească fiica, dar vreau să atrag atenția la două momente. În primul rând, fosta prietena concubinului are un motiv. Deci ea singură declară că undeva îi părea rău după o relație chiar și cu acest bărbat. Al doilea moment, din înregistrarea audio pe care noi am ascultat-o, concubinul era foarte încrezut în sine. Deci om încrezut care... Adică el nu are frică, nu are vreo preocupare că... lipsește Irina, că trebuie să o găsească, etc. El este foarte, foarte liniștit. Eu mi-aș dori foarte mult ca organele de drept să o caute, pentru că ei sunt în drept, dar să ia în calcul și aceste două personaje, pentru că dacă Irina își pierdea memoria, nu recunoștea atâția oameni, nu se saluta, nu avea o oarecare prezență de spirit. În cazul în care ea, nu știu, a făcut un pas în urmă, a rămas să salute cu cineva, probabil era într-o perioadă destul de... era într-un pericol. Luați în calcul și varianta respectivă. Și poate vroia să atragă atenția. Sunt foarte multe elemente de care mă îngrijorează atitudinea fiecărui, chiar inclusiv și a Natalei ca mamă, a ta ca prietenă. Noi trăim într-un secol tehnologizat, avem toți telefoane mobile, vedem că pe cineva îl bate și noi nu apelăm 112. Poate dacă spre întâmpina chestia asta mai de mult, sunau la poliție și spune că se aplică violența asupra ei, poate și poliția aplica ca prevenire a acestei infracțiuni, dacă este infracțiune. Eu vreau să le spun la toate femeile, nu numai decât ea obligatoriu să sune la poliție. Ați văzut violență? Sunați voi, faceți un bine omului. Poate spate de preîntâmpinat ceva mai groaznic. Priviți cu atenție fotografia pe care o vedeți acum pe ecran. Aceasta este Irina Pahari, femeie de 43 de ani dispărută pe 11 aprilie 2020 în orașul Soroca. Dacă ați văzut-o în ultimele luni sau poate chiar cunoașteți locul aflării acestei persoane, vă rugăm să apelați la 112 sau să contactați redacția noastră. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să vă spuneți, dragi mereu.